Mijlocul lunii februarie i-a găsit pe militarii batalionului 22 vânători de munte Cireșoaia din Sfântul Gheorghe, în tabăra de munte Iarna, Stâna de Vale, situată în masivul Vlădeasa, județul Bihor, la o altitudine de 1100 de metri. Obiectivul principal al taberei l-a constituit formarea deprinderilor militarilor de a se deplasa pe distanțe mari, greu accesibile, concomitent cu executarea unor acțiuni de luptă în teren muntos împădurit, cât și ducerea traiului în condiții de izolare. Pe parcursul a 2 săptămâni de instrucție am fost dislocați în raionul Stâna de Vale, am executat instrucția schiului, instrucția tactică și în același timp instrucția alpină combinată cu instrucția tactică. A fi cercetat și vânător de munte în același timp reprezintă o onoare și o modalitate prin care noi ne instruim și ne desfășurăm activitatea în condiții vitrige. Am avut un exercițiu tactic complex prin care am fost în raionul dinamicului, am descins, am cules date și informații necesare pentru eșalonul superior, ne-am atins obiectivele de instruire. Elementele esențiale sau specifice cercetașilor și vânătorilor de munte sunt rapelul, instrucția alpină incorporată cu instrucția tactică. Militarii din plutonul cercetare sunt foarte instruiți, dornici să învețe la orice moment și în orice condiție. Și în același timp ați avut și, așa cum se spune, botezul focului pentru anumiți militari. Da, am avut aproximativ 10 militari care au avut botezul focului. Aceștia s-au descurcat foarte bine, încă nu sunt obișnuiți cu muntele, doar că și-au atins obiectivele pentru care am fost aduși în acest raion de dislocare pentru instrucție. Am folosit și elemente de supraviețuire, am construit bivoacuri, focuri, capcane. I-am pus pe ei în temă cu așa ceva, ei fiind noveniți, nu știau despre ce este vorba, am luat-o totuși de la zero. Le-am explicat fiecare element ce trebuie să conțină și ce trebuie făcut pentru a reintra în condiții de izolare, chiar și de supraviețuire. Ce înseamnă această pregătire în condiții vitrege, pot să spun, dar propice pentru un cercetaș și un vânător de munte? Aceste condiții ne instruiesc atât psihic, fizic și ne ajută să ne desfășurăm activitățile exact cum vom lupta. Ce puteți să ne spuneți despre subordonații dumneavoastră? Ați merge la un război real împreună cu ei? Aș putea să afirm cu mâna pe inimă că aș merge în orice moment cu ei la luptă. Supraviețuirea în teren muntos reprezintă activitatea fundamentală și complexă pentru trupele de vânători de munte, ce implică o pregătire desăvârșită psihomorală și fizică a militarilor, cu multe constrângeri și limitări în condițiile în care riscul nu poate fi în totalitate evaluat. În această perioadă, împreună cu plutonul cercetare, am participat la un exercițiu tactic în raionul dinamicului. Un exercițiu de asemenea amploare are rolul de a pune în practică toată teoria și antrenamentele desfășurate în cadrul batalionului. Misiunea mea a fost să intrăm în raionul dinamicului și să recuperăm un mediu de stocare de care avea nevoie eșalonul superior. Aici ne simțim noi cel mai bine, sunt condiții în care ne-am pregătit și pentru care ne-am pregătit. Nevoia exercițiilor atât în curtea batalionului cât și în deplasare este imperativă pentru pregătirea noastră individuală și colectivă. În ce constă o zi de pregătire aici, la Stâna de Vale, pentru noastră și colegii noastre? Începem de dimineață cu educația fizică militară, punem la cale planul de acțiune, se stabilesc funcțiunile pentru fiecare militar, ne deplasăm în raionul unde ne desfășurăm activitatea și ne antrenăm până seara. Astăzi am executat o bază de patrulare pe un itinerariu, pe o cale de comunicație. Ulterior am fost atacați și am răspuns prin atac, executând salturi către inamic și încercând să-l nimicim, să-l neutralizăm. Ce înseamnă această pregătire pentru dumneavoastră și pentru subordonații dumneavoastră? Atât pentru mine cât și pentru subordonații mei este un lucru foarte bun, deoarece trebuie să ne instruim așa cum luptăm, atât aici, cât și în teatrul de operații, dacă o să mergem. Ce înseamnă să fii vânător de munte? Pentru mine să fiu vânător de munte înseamnă să știi să schiezi, să faci alpinism, să-ți îndeplinești orice misiune în orice condiție, indiferent de mediul ei. Ce puteți să ne spuneți despre subordonații dumneavoastră? Subordonații mei sunt foarte tineri, sunt noi în acest mediu, majoritatea au vârste cuprinse între 20-25 de ani. Primul lor contact cu armata, să zic așa, a fost în tabăra de vânători de munte de la Stâna de Vale. Este necesar să ai o dăruire aparte pentru a fi vânător de munte și cercetaș în același timp?
din punctul meu de vedere, este necesar, pentru că așa o să treci prin orice moment. Chiar dacă trebuie să mergi în marș, chiar dacă trebuie să te duci la tragere și afară plouă, trebuie să ai o dăruire și să-ți placă ceea ce faci, în primul rând. Au fost și momente dificile, dar cu ajutorul colegilor și prin faptul că eram uniți și ne înțelegem foarte bine, am reușit să trecem cu bine peste aceste momente dificile. Dacă ar fi să le transmiteți câteva cuvinte subordonaților după acest exercițiu de astăzi, care ar fi acelea? S-au descurcat bine, dar tot timpul este loc de mai bine și așteptăm să mergem înapoi, să ne instruim în continuare și să fim din ce în ce mai buni. Puteți spune că misiunea a fost îndeplinită? Da, misiunea a fost îndeplinită cu succes. Alfa, Alfa, aici Tango, răspunde la comodul recepție. Rezultatul pregătirii pe timpul taberei a fost bine conturat. Militarii companiei cercetare din cadrul batalionului 22 Vânător de Munte Cireșoaia, dând dovadă de profesionalism, condițiile climatice și de teren reprezentând elementele de bază pentru atingerea obiectivelor propuse.